meu, Suceavita, la vârsta de 17 ani, cu gând de a-mi câștiga existența mea în mod cinstit și corect. După ce am făcut o școală militară la Făgăraș, și acolo n-am putut ajunge decât după ce am făcut-o 6 luni de front, care nu primea decât cu stagiul de front, am ajuns să fiu repartizat și la jandarmi. Astfel fac eu serviciu în portul Constanța, pază la 3 vapoare americane, vaporul Victoria, vaporul Muncii Victoria și vaporul Panama, care ne-au adus în timpul foamei din 47, când România era zguduită de foamete, ne-a adus porumb și alimente. Am luat parte la exportul acestor alimente, transportul lor la populație. Moara Gagen, Moara Herzan în București, la Timișoara, la Pătârlagele, la Buzău. Porumb bun de care s-au folosit românii și le-a folosit, chiar salvat de la moarte. Am dus și 3 vagoane la un silos de la Megidia. Am rămas uluit când am văzut că peste porumb se aruncă apă de către 2 muncitori. Nu am știut decât mai târziu, când am luat legătură cu un asistent medical al sindicatului CFR din Megidia. Acel porumb a fost alterat, a fost depreciat, mucigăit și după aceea distribuit la oameni. Cu ce scop? Pentru a face propaganda Partidul Comunist, cum că iată ce vă trimit americane, porumb stricat cu gând criminal de a vă îmbolnăvi. Și apelăm noi după aceea la ei să vină să ne trateze, să ne vindece, să nu avem nevoie de astfel de ajutoare. Cum ați ajuns să luptați împotriva comuniștilor efectiv? Am ajuns, cum am spus, la batalionul de jandarmi, acolo au apărut politruci, așa le spunea, adică educație, cultură și propagandă. Oameni din caporal ajuns locotenent, din subprocotenent ajuns colonel, educați de paucă în Rusia. Unul de ăștia a venit și ne spunea că Uniunea Sovietică ne-a salvat de la foame din 47, că Uniunea Sovietică este prietena noastră, Uniunea Sovietică este totul. Și limba română este limba slabă. Telefon pe românește, telefon pe rusește. Iată limba slabă. Ne întreba dacă vrem să spunem ceva. La urmă m-am sculat și am spus, nu Uniunea Sovietică ne-a salvat de la foamete. Vaporul american Victoria, Muncii Victoria, Panama ne-a adus alimente, eu am distribuit. Dar iată ce s-a întâmplat și am spus chestia cu porumbul depreciat. Am spus, Basarabia și Bucovina nu sunt teritorii rusești, sunt teritorii românești. Mărturii stau stâlpi de hotare pe care Ștefan cel Mare și Bogdan Vodă le-a pus pe malul Nistrului. Cetatea Albă, Tighina, Cahul, toate acestea sunt dovada că teritoriul acesta din străvechi timpuri sunt teritorii românești. Câți ani ați stat în închisori? După această atitudine a mea am fost scos din cadrele armate. Am plecat la Craiova să muncesc pe un șantier, am fost arestat pentru că la muncitori spuneam același lucru, am fost arestat, dus la comenduirea miliția, atunci a apărut miliția, în 48 a apărut miliția. În același ceas am evadat, pentru că m-a lăsat pe un coridor să meargă să raporteze că m-a adus și eu pe cealaltă ușă am plecat în curte, peste un gar la vecin și am plecat. Am venit în Bucovina, mi-am dat seama, îmi spune de acasă că am fost foarte mult căutat și mi s-a luat și fotografii de acasă să mă dea în urmărire, mi-am dat seama că eu sunt de acum urmărit. Nu vreau să cad în mâinile lor, nu vreau să mă închin comunismului și nu vreau să ajung un sclav al lor, vreau să fiu un dac liber. Și am plecat în munți. Câți ani ați rezistat în munți? În munți am stat 6 ani. Numai dumneavoastră singur? Nu. Prima an am stat singur, de 48 până 49, iarna lui 48-49, după aceea încet încet mi-am făcut un grup de partizan cu care am luptat 6 ani.
Câți ați fost cu toți în grupul dumneavoastră? 7 oameni. Și când v-au prins, câți ani ați făcut închisoare? Când după ce v-au prins, câți ani a stat în închisoarele comuniste? Am fost condamnat întâi la moarte, mi s-a comunicat în celulă, am protestat, n-am vrut să semnez pentru că nu s-a făcut un proces, mi-a băgat în celulă pe preotul Chervas Ioan din comuna Ceacova, lângă Timișoara, condamnat la moarte la Ministerul de Interne. Și am stat așa o lună de zile, mi l-a luat după aceea, după 2 săptămâni, m-a anunțat același procuror Radu și aceiași ofițer care a venit că vei fi rejudicat. Și am fost judicat la muncă silnică pe viață. În final, câți ani ați făcut de închisoare? În final, Gheorghe Udeș, după ce am întors toată orientarea atitudinea lui față de Moscova, a dat decretul acela din 1964 de amnistie și agrațiere a tuturor deținuților politici. În total cât a stat? A stat 9 ani, din câte știu. 9 ani încheiat în lanțuri și chinuri. Dacă voi avea timp să spun, sunt incredibile, prin care ne-a trecut Partidul Comunist Român, care a urmărit să extermine toată reacțiunea zisă pentru ei, reacțiune. Toți aceia care nu era pe placul lor, ce nu-i pentru noi, ce nu-i cu noi, împotriva noastră, exterminat. Ieri ați fost și dumneavoastră în Parlament la prezentarea făcută de președintele Băsescu. Raportul care l-a citit, condamnarea comunismului, vă satisface? Este această condamnare una pe care o așteptați? Nu pot să spun eu să fiu de acord condamnarea comunismului. Asta e ceva foarte vag. Nu condamnarea comunismului a fost făcută odată cu împușcarea lui Ceaușescu. Comunismul s-a terminat. Condamnarea comuniștilor acelor și nu a tuturor, nu a lui Gheorghe, a Ioane care au fost portar sau care au fost șofer sau care au fost paznic. Condamnarea celor la care au comis crime împotriva umanității. Și aceia sunt, unul pot numi eu, locotenentul Calciu de la Securitatea Craiova, care au murit oameni și am stat eu cu ei în celulă distruși de locotenentul Calciu. Altul, doctorul Hariton de la închisoarea Jelava, din cauza căruia a murit profesor doctor Topa, fost ministru sănătății, din cauza lui a murit. Și alții, dacă